Am dat o solistă. Am să vă prezint costumul din zona Galațiului. Mulți, la prima vedere, îl confundă cu cel al Brăilei, dar ați observat tocmai de-aia și intrat cu Brăila. Să vedeți că nu este, sunt unele motive care seamănă, dar nu este același costum. Acest costum este lucrat la Mănăstirea Adam, dacă ați auzit, din județul Galați. Este făcut de maici. Până și frunza este țesută acolo. Absolut totul se lucrează de maici. La fete avem cămașa, unde întâlnim motive pascale și motive geometrice, vulerul tunică, la brâu avem acest brâu țesut, unde întâlnim acei dinți, dișăți, le mai spunem noi, este țesut în război. Fetele nemăritate nu poartă, fetele nemăritate purtau un batic cu o danteluță, acea danteluță pe care o întâlnim și la poale, la noi se numește horboțică, este croșetată manual, iar fetele nemăritate îmi prindeau păr în cosiță și cu flori în păr. Chiar și la împletitul cosiței se observau fetele care veneau din familii mai bogate sau care erau mai necăjite. Avem sufusa, unde întâlnim acea horboțică cu motivele geometrice și florale pe poale. Peste întâlnim această pestelcă față-spate. O să te întorc un pic, Florin. La fel, diferă. Și întâlnim acele motive pascale și motive geometrice. În picioare opinci legate cu nojițe și ciorapii de lână. Mulțumesc frumos!